Festivalul de muzică corală de Gechiriac a avut un debut reușit, care s-a măsurat în numărul de spectatori și performanța corurilor. În prima seară a urcat pe scenă formațiile corale Filarmonia din Alba Iulia, Armonia din Brăila, Corala de Gechiriac și Corul Facultății de Muzică din Târgoviște. Pe scenă au urcat și oaspeții evenimentului, unul dintre ei fiind dirijorul faimosului cor Preludiu. Sunt convins că la cel puțin jumătate din edițiile care au trecut până acum am fost prezent în mijlocul dumneavoastră și am fost invitat de asemenea de organizatori. Mi-a făcut de fiecare dată mare plăcere, pentru că, așa cum spuneam, Pitești este un punct de reper pe harta culturală a țării, cel puțin în domeniul muzicii corale. Sunt convins că anul viitor, cea de-a 30-a ediție, va fi, cred eu, poate și din punct de vedere artistic, superioară celorlalte de până astăzi. Vremurile și vremea ne fac viața din ce în ce mai grea. Cred că prin cultură și prin educație vom reuși să depășim aceste vremuri. Noi, municipalitatea, ne bucurăm că avem pe cine sprijini, fiindcă de multe ori vrei și nu poți. Și am să vă dau un exemplu acum care ne doare pe toți, dar asta e. Vrem să sprijinim fotbalul. Nu avem fotbaliști. Un spectacol de mare ținută l-a oferit aseară și Filarmonica din Pitești, care și-a încheiat stagiunea cu un omagiu adus Mariei Callas. Corul Preludiu concertează în această seară la Teatrul Alexandru Davila, alături de corul Ars Nova, de grupul coral Doina Nistrului din Republica Moldova și de corul bărbătesc ortodox al protoieriei Pitești.